În România, mașinile electrice riscă să rămână de nișă. Anul trecut, românii au matriculat puțin peste 2800 de mașini electrice, în creștere cu 89% totuși față de 2019. Creșterea e mare, dar numărul mașinilor electrice care circulă pe șosele din România este extrem de mic. Nemții, de exemplu, au depășit milionul. Și la ei și la noi, mașina încărcată la priză costă la fel, aproximativ 30.000 de euro, doar că diferența veniturilor e una uriașă. Germanul cumpără în 10 luni mașina electrică, iar românul în 3 ani și jumătate. În Germania, salariul mediu e de peste 3.500 de euro pe lună, la noi e de 714 euro. În țările Uniunii Europene s-au matriculat anul trecut peste 500.000 de mașini full electric, anul trecut fiind un nou record în România de 2800. România e dată ca exemplu negativ și în privința numărului de stații de încărcare. Avem doar 493 de puncte de încărcare, adică 0,2% din totalul Uniunii Europene. Ca să ne facem o idee, în Franța, de exemplu, sunt 45.700, iar în Germania sunt peste 44.500. Într-o legătură directă cu noi, domnul Adrian Mitrea, jurnalist auto, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Acum, sigur, discuția asta cu veniturile rămâne și va mai dura până o vom depăși. E singura problemă în ceea ce privește deschiderea față de a cumpăra mașini electrice în țară? Niciodată nu vorbim de o singură problemă. Sigur că veniturile contează foarte mult când vine vorba de tehnologii noi. Cei care au venituri mai mari sunt mai dispuși să riște sau să accepte o noutate tehnologică. Deci, da, veniturile sunt foarte importante, dar, pe de altă parte, sunt și niște beneficii, să zicem, pe care le avem în România, cum este acea primă de casare acordată de statul român, de fapt, primă ecobonus de la achiziția de mașină electrică, care nu e legată neapărat de casarea unei mașini mai vechi, care este în cuantum de 45.000 de lei și care ajută foarte mult piața. Chiar dacă în cifre absolute nu vedem că mașini electrice cu zecile de mii pe străzile din România, fără acel ecobonus, probabil că n-am fi văzut mașini electrice mai deloc pe piața românească. Deci avem anumite facilități, dar piața se urnește în măsura posibilităților unei țări ca România. Iar pașii pe care i-am făcut în acest sens nu sunt deloc mici în comparație cu țările din regiune, adică Bulgaria, Ungaria, România chiar stă bine. Nu ne putem compara cu Germania, Franța, dar față de alte țări din regiune stăm chiar foarte bine. Vedeți o dezvoltare proporțională pe cele două segmente? Adică, sigur, există căutare pentru mașini electrice, dar în același timp ține pasul și dezvoltarea rețelor de încărcare cu această căutare? Adică merg în paralel cele două în acest moment? Un răspuns de tip da sau nu ar fi riscant din partea mea. În momentul ăsta aș fi tentat să vă spun că da, ele merg mână în mână și lucrurile sunt cumva echilibrate, dar există riscul foarte mare ca mașinile electrice să se vândă mai bine decât poate infrastructura să se dezvolte. Mi-e teamă că atingem un fel de punct de blocaj în ceea ce privește infrastructura, pentru că nu văd neapărat locații noi care să se deschidă. S-au consolidat niște locații deja existente, adică unde într-un loc aveam o singură stație de încărcare, acum poate că avem 6-7 stații de încărcare, dar vorbim de același loc. Lipsește diversitatea cumva. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Senzația mea este că autoritățile, statul pur și simplu, primăriile, consiliile județene, abia acum își dau seama că pot crea și ei infrastructură. Adică una dintre marile probleme pe care le semnala Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Mediului era că, efectiv, la nivel de țară, în afară de câteva primării, toate celelalte nu accesează fonduri pentru a crea infrastructură, deși au această posibilitate. Probabil că li se pare că mașina electrică nu e printre noi sau că nu e nevoie de așa ceva. Și cumva senzația este că abia de acum, din 2021, administrațiile locale încep să înțeleagă asta și să investească în electromobilitate, în Sigur, infrastructură. în calculele de mai devreme, și o să-i rog pe colegi să revedem un pic acele grafice, am făcut referire la un venit mediu, domnule Mitrea, să spunem că mai degrabă e vorba de un venit mediu spre mare pentru a cumpăra până la urmă o mașină electrică. Și acum v-aș ruga să ne referim exact la asta. Care ar trebui să fie calculele, care ar trebui să fie criteriile după care alegem o mașină electrică și, de fapt, cum să gândim în perspectivă în momentul în care ne gândim să cumpărăm un astfel de vehicul? Mă bucur
Sigur că îmi puneți această întrebare pentru că acest calcul este un pic surprinzător pentru majoritatea oamenilor. Adică, la o mașină electrică, deși are un cost de achiziție ceva mai mare față de o mașină pe combustie de performanțe și clasă echivalente, adică aceleași dimensiuni și aceeași putere a motorului, să zicem, o mașină electrică de obicei costă cu aproximativ 5-10.000 de euro mai mult. Însă, diferența de cost de utilizare între cele două aduce un avantaj de cam 4-5 ori în favoarea mașinii electrice. Deci o mașină electrică este de cam de 4-5 ori mai ieftin de exploatat decât o mașină pe combustie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în aproximativ 20.000 de kilometri, poate 30.000 de kilometri cel mult, diferența de cost dintre ele se nivelează. Și abia după acel număr de kilometri, acel utilizator care are o mașină electrică că o să simtă cu adevărat beneficiile. Deci le va simți destul de repede. 20-30 de mii de kilometri nu sunt chiar foarte mulți, poate însemna poate 1, 2, cel mult 3 ani de utilizare. Deci la mașina electrică avantajele vin pe măsură ce numărul de kilometri crește și pe măsură ce mașina îmbătrânește, mașina învechește. La o mașină pe benzină este un pic invers. Te bucuri de costul de achiziție mai scăzut, dar după aceea plătești foarte mulți bani la stația de combustibil și la service pentru mentenanță. Păstrăm această comparație cu Germania. E și o chestiune de educație, domnule Mitra, vis-a-vis de problema mediului, că până la urmă și la asta se rezumă o astfel de achiziție. Avem și această abordare în momentul în care facem o achiziție de mașină electrică, sesizați și această diferență? Da. Oamenii care, cel puțin în faza aceasta, își cumpără mașini electrice în România, din discuțiile pe care le-am avut cu ei și din ce se vede pe grupurile publice, au o aplecare deosebită către protecția mediului, fiind totodată conștienți că și aceste mașini au un anumit grad de poluare, chiar dacă nu imediat la țeava de eșapament. Desigur că ele nu sunt 100% curate, dar sunt mult, mult mai curate decât mașinile pe combustie. Asta este ce arată studiile. Și oamenii au această plecare către mediu și mă aștept ca această conștientizare să fie tot mai profundă în societate, tot așa cum ne îndreptăm, spre exemplu, și spre colectare selectivă a deșeurilor tot mai mult. Nu se face peste tot în România, dar începem să ne uităm cu mare atenție către asta. Așa se întâmplă și cu automobilul. Mulțumesc tare mult pentru această discuție, Adrian Mitra. Mulțumesc și eu.